Cafeluță vrea să-ți cumperi jocuri ieftine de pe G2A. Hello! Și bine v-am găsit la un nou episod de acest mina canal. Astăzi vom juca Passepartout de Starving Artist și vreau să vă zic că mi-a fost atât de dur de seria asta în care eu trebuie să vă desenez avatarele și sunt sigură că și vouă v-a fost și... Sper să fac treabă foarte bună pentru că practic nu știu cum a trecut timpul pe lângă mine și timpul pe lângă mine și eu am fost existent în timp și spațiu, dar nu m-am simțit că eram existent în timp și spațiu, mai pe românește a fost sesiunea, așa, da, sesiunea, am uitat de serie pentru că, da, se mai întâmplă, așa că vă rog să mă scuzați și vă rog să susțineți în continuare seria asta prin foarte multe like-uri și subscribe cu clopoțel și foarte multe comentarii. Să participați acolo pentru că sunt sigură că o să ajungeți și voi să fiți desenați de mine. Și o să apăsăm acum pe New Career. Nu, Endless Mode. Da, asta era, am uitat complet, nu vine să cred că am uitat complet. Ok, bine. Apropo, scumpilor, dacă vreți să vă jucați și voi Passepartout, îl găsiți la un preț super mic și foarte bun și accesibil pe G2A. Și aveți un link în descriere dacă vreți intrați pe G2A și un cod de 3% cashback. Tsuki. Așa. Of, doamne, ce dor mi era de jocul ăsta și de faptul că pot să desenez și oamenii sunt fermecați de faptul că desenez. So, primul avatar, după o foarte scurtă pauză, așa, este al Ștefaniei, Andrei? Andrei e numele de familie? Nu le contează, în fine, întoarcem canvasul și... desigur că Ștefania zice că un like înseamnă speranță că Tsuki te va desena. Ei bine, draga mea, să știi că ai dreptate. Dacă dați like-uri, există acea speranță și o să se întâmple într-o zi. Sunt eu sigură că o să se întâmple într-o zi. Și desigur că Ștefania are la avatar o poză, dar nu orice poză. Are poza mea din Minecraft, are avatarul meu din Minecraft. Și mi se pare foarte interesant pentru că nu am avut vreodată oportunitatea să-l desen. Și o să fie foarte ciudat pentru că, uite și tu, are urechile alea super pătrățoase, da? Cum s-ar presupune că eu trebuie să desenez chestia asta în Passepartout? Sunt atât de multe culori, sunt foarte multe degradeuri, sunt... E ceva super complex acolo, care sincer nu știu exact cât de bine să iasă, dar hai să sperăm la o minune. Era și melodie cu chestia aia acolo. Vreau o minune, viața mea! Vreau o minune să mai pot desena ceva în cazul meu. Oh, doamne, ia să vedem noi să-i facem părul oricum ar fi el, cât ca așa e în partea asta. Capul nu este pătrat perfect, dar să spunem că este o reprezentare foarte bună a imaginației mele splendide și sper să... Chiar îmi doresc foarte mult să iasă ok, sincer. Să vedem, are ceva roz și pe aici și să spunem noi că are un fel de bretonel foarte ciudat. Chestiile astea se leagă foarte ciudat în zona asta, dar el arată foarte artistic, ok? O să iasă bine, sunt eu sigură că o să iasă bine. Are ochișorii, adică am ochișorii. Mă, stai așa o secundă, acum realizez următoarea chestie. Eu am luat avatarul ăsta de pe internet pentru seria de Minecraft. Și, practic, nu e tocmai avatarul meu, dacă e să luăm așa... Ok, asta sună interesant. Ia să-i facem și umerii, care arată foarte interesant. Și zice acum că al meu caracter este dezbrăcat. Ok, hai să nu luăm în considerare faptul că vă stârnesc imaginația. Lucru care n-ar trebui să întâmple de fapt. Este un canal family friendly. Așa. Are părul nu știu cum așa. Ok. Oh my god, eu acum am realizat ceva foarte important. Eu după... Oh, doamne, o să râdeți de mine. Sigur o să râdeți de mine, dar ok, râdem cu mine de mine. Eu după nu știu câte 11 miliarde de episoade de Minecraft, eu acum am realizat că părul vine în față, pe skin, pentru că ăla e păr. Nu vreau să știu exact la ce mă gândeam înainte că este, dar e bine și acum că am realizat decât niciodată vă niesc. Nu? Da, sper, vă rog frumos, susțineți-mă aici. Ia să vedem, facem asta așa și...
O să-i fac o gură, totuși. O să-i fac o gură drăguță. Așa, și o să-i facă cum are chișile de... pisică... panda? Așa, urechiușele. Și... nu arată deloc, nu arată deloc cum trebuie, dar aia sunt eu Minecraft, e ok, aia sunt eu Minecraft, ok. Ștefania, Andrei, doamne, mă așteptam să iasă mult mai bine și acum mi-am dat seama că am caps locul activ. Bănuiesc că urlu. Următorul avatar este pentru Sergio Speed, care spune: jocul ăsta este folosit de Tsuki într-un scop foarte frumos și se pricepe de minune la desen. Mulțumesc, Sergio, mulțumesc mult de tot pentru comentariu și mă bucur, apropo, că consider chestia asta, având în vedere că, din punctul meu de vedere, ceea ce fac eu aici ar putea să iasă și mai ok cu o tabletă grafică. Deci, vă spun sincer, abia aștept să strâng bănuții suficienți ca să pot să fac rost de una. Am atât de multe planuri, deci abia aștept să vă zic. Bine, nu o să vă zic acum, nu dau spoilere, dar la un moment dat pe livestream-urile pe care le fac eu. Și dacă n-ați auzit de ele, mă găsiți pe Streamcraft. De obicei vineri, sâmbătă și duminica de la ora 7. Spuneam acolo la un moment dat niște planuri de ale mele de viitor pe YouTube și nu o să vă dau spoilere pentru că vreau să urmăriți evoluția mea în timp, dar sincer sunt foarte încântată de ce idei am și abia aștept să le pun în aplicare la vară când o să am și eu puțin de mai mult timp pentru că acum cu facultatea sunt puțin cam ocupată. Dar vă asigur că o să fie foarte frumos și că nu o să scăpați de mine prea ușor. Eu o să fiu acelea pe YouTube mult și bine și o să vă încânt zilele și o să încerc să vă fac zile, seri, nu știu, momente cât mai frumoase în viață. Asta vreau eu să fac. Ok. Ia să scriem acolo pentru... Atunci totuși să dezactivăm caps locul. Sergio Speed. Următorul comentariu este de la Cristi Manevra, care zice: jur pe mami că dau like. Ai jurat? Acum dă like. Deci ați auzit, da? Ați auzit chestia asta? Și voi la rândul vostru ați jurat că dați like. Deci vă rog frumos să dați like. Oh, doamne, cât de malefică sunt, atât de malefică. Și domnul Cristi are la avatar o chestie destul de interesantă. Are... cum se numește, mai? Are fața lui... nu mai știu cum îl cheamă, oh my god! Deci eu sunt atât de paralelă cu muzica și ce s-a mai întâmplat acum. Oh, doamne, cred că ascult aceeași formație de un miliard de ani, atât de învechită sunt. Și știu că e Marshmallow sau... nu mai știu cum îl cheamă, dar cred că așa îl cheamă. Doamne, nu-mi vine să cred că am uitat complet. Ok, vă rog să spuneți în comentarii dacă așa îl chema, ok? Chiar vă rog frumos să-mi spuneți în comentarii dacă așa îl chema, pentru că, sincer, eu chiar nu mai știu exact și mă simt atât de prost. Arată totuși puțin cam ciudat față de ce ar trebui să se întâmple. Cred că ar trebui să mai șterg din partea asta, să se refac linia aia cu zâmbetul, pentru că, cumva, ar trebui să dea un efect de umbră, care, bine, nu mai e tocmai efect de umbră. Și ce mai, că ștergem cu totul chestia asta, cum adică? Păi dacă tot facem un desen, trebuie să-l facem ca lumea, nu? Hai să vedem, noi. Cred că trebuia să fie mai aproape. Oh, doamne. Deci, voi vă dați seama că sunt atât de mulți artiști care efectiv refac liniile de un miliard de ori. Like, vreau și eu să devin o mare desenatoare. Și când stau și mă gândesc, da, cât de multe chestii va trebui să fac, efectiv, nu o să trag o linie dreaptă, trebuie să o refac. Apoi din nou și 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 din nou și... Doamne, 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 doamne. Ok, Cristi, domnul cu like-urile. Ha, următorul avatar este al lui The Most Satisfying Slimes, care zice că nu se lasă până când nu-i desenez ovatorul, ceea ce mi se pare atât de drăguț că tot continuă, știi, să lase comentarii. Și, sincer, sunt puțin confuză de ce este în acea imagine.
Nu știu de ce, dar astăzi cam toate avatarele au un fundal cam griuț, ca să-i spun așa. Și practic în imaginea... Oi, place, îmi place. Și practic în imaginea asta e un fel de slime. Care zici că e o gogoașă, dar este un slime. Ok, este foarte tricky, ok? Arată foarte interesant, sincer, așa că... Eu o să vă las pe voi să ghiciți în comentarii dacă este gogoașă sau este un slime, ok? Pentru că, sincer, acum mi-arată că e o chestie care, zici, că are varicelă. Și nu vreau să am gogoașele sau slime cu varicelă. Da, cred că nu sunt tocmai bună la reprezentat slime-uri sau gogoși, dar îmi place cum face tipul ăla care desenează acolo în dreapta. Zici că face mini deburi cu paleta, face tap, tap, tap. Oh, Doamne, asta ca să știți, astăzi am ales niște avatare care să le pot face puțin mai ușor ca să am posibilitatea să vorbesc mai mult și să vă mai povestesc chestii. Dar din episodul următor trecem la treburi mai serioase, pentru că am văzut niște imagini super complexe pe acolo, care sper să-mi comenteze și la următorul video. Și parcă vreau un challenge ceva mai greuț decât ce am desenat până acum. Hai să facem și asta aici. Și are o umbră, ok? Are o umbră aici. Și o să-i punem numele slime sau gogoașă. A, și ultimul avatar, dar nu tocmai ultimul și cel din urmă și nu știu exact cum să mai zic, este al lui Pony Star, care îmi spune că desenez foarte frumos. Mulțumesc, Pony Star, mulțumesc mult de tot, știi, știu scumpă sau un scump, pentru că nu pot să-mi dau seama exact după nume ce ar trebui să fie, dar mulțumesc super, super, super mult. Ia să vedem ce trebuie să facem aici. E un pony drăguț, cu un background super drăguț și ia să vedem, să vedem. Trebuie să punem galben în zona asta, așa, 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 așa. Și ia să facem acum conturul acestui pony super, super, super simpatic. Așa. Ok, facem și capul, așa, 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 drăguț. Oh, stai, că acum realizez că el stă cumva în fund. Oh, ok, cred că trebuie să refac ce am făcut aici. Ia să dăm cu verde acum. Bun. Și... așa. Bun, ia să vedem, să vedem. Ok, avem așa cu ureche care stă cumva în sus. Sincer, pune ăsta, zici că e un fel de vulpe. Da. Deci dacă îi făceam capul așa, sigur ziceai că este un fel de vulpe. Așa, să vedem, să vedem. Cred că ar cam trebui să îl fac mai așa. Și acum să-l facem cum stă el înșezut. Bun. Perfect. Și ia să vedem acum, o să îi facem cu portocaliu partea asta din păr, de fapt nu. El dacă e pony ar trebui să înceapă cu râu și cu, dar așa începe cu urcupeul, pentru că știți, poneii sunt, sunt ființe mitice și magice și rare și niciodată întâlnite și nimeni nu știe exact cum arată, dar cam asta reprezintă, cred. Ok, nu putem să folosim acel albastru. Ok, să băgăm și ceva violet. Nu am numărat culorile ca să mă asigur dacă sunt cele ca și ale curcubeului, dar... Hei! Hai să nu le numărați, ok? Că s-ar putea să fi greșit și după să râdeți de video prin comentarii pe acolo. Haha, știu că sunteți niște malefici micuți. Știu, vă știu eu pe voi, vă știu eu. Ok. Ia să vedem acum, desigur, care și cornul ăla de unicorn, care este super complicat de făcut, desigur, desigur. Uitați așa, să-i conturăm noi coama asta super drăguță, care, sincer, arată ca o chestie, doar că numai coama de pune nu arată. A, nu-i mai, nu-i mai. Hai să ne prefacem, hai să ne folosim imaginația, hai să ne imaginăm că acesta chiar este un pony normal. Hai să ne imaginăm chestia asta. Hei, ok. Tsuki nu mai vede bine, aparent. Ok, avem și ăsta. Tsuki nu mai vede bine, repet, așa. Greșesc culorile complet și ia să punem și ăsta și să-i facem și conturul.
ca să se cunoască că este un corn, nu tocmai complet, din păcate. Dar știi ce? Hai că îl completăm noi acum. Ok, am asta, apoi am asta, bun, și ia să vedem noi acum. Pac. Pac, așa. Ok, se uită în partea aia. Bun. Cred că are și ceva năsuc aici. Și... Oh my god, este mai cute decât credeam. Cât de drăguț este. Bine, nu seamănă neapărat cu un unicorn, că, mă rog, seamănă cu un cal mic și drăguț, dar e tot drăguț. E o chestie mică și drăguț acolo, voi. Ok, hai să fac și așa, și așa, și acum să dau cu roz aici, aici, aici. Și este un unicorn, se vede, se vede, se vede drăguț. Doamne, cât de drăguț este, până să-l mănânc. Ok, punem numele Pony Star și cu acest avatar terminat, vreau să vă zic că vă mulțumesc super, super mult pentru atenția acordată. Sper să mă doriți episodul de paspartu, sper să mai fie doritor în continuare în comentarii și de asemenea, vă rog foarte mult să nu uitați să vă abonați cu clopoțel și să verificați acel link în descriere, cum am rugat și la începutul episodului. Vă doresc o zi super faină, numai bine și pa, pa!